Domnilor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Pot să spun că ne aflăm la rubrica Penalti, pentru că vom vorbi despre sport, vom vorbi despre bani în sport. Și alături de mine se află domnii Petrică Munteanu, economist. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Și bine ați revenit și alături de mine, pentru că n-am mai făcut de mult împreună o emisiune. De foarte mult. Erau vremuri când făceam împreună multe emisiuni și așa multe este. Emisiuni și pe politic și pe economic, corect, mai puțin corect, pe sport. Și un, pot să zic, un specialist în sport, domnul profesor Aurelian Drăgan, profesor universitar, doctor, nu putem să mai spunem acum referent federal. O să vă explic de ce. Antrenor la Centrul de Copii și Juniori, de fapt la Asociația Sport Club Municipal Dunărea Galați. Da. O să explice domnul profesor Drăgan de care este motivul pentru care nu mai figurează pe statul de plată al Federației Române de Fotbal, de ce nu mai este referent zonal. Dar aș vrea să-l întreb prima oară pe domnul Petrică Munteanu, sportul în România este privit așa cum ar trebui, adică se investește în sport de către stat, de către privați, avem o lege a sportului, lucrurile sunt bune sau ar putea fi mult mai bune? Sunt două laturi, una se privește și alta se investește. De privit ne place la toți să privim, de investit e mai greu de investit. În primul rând, investești cei care au mai făcut sport la viața lor și care Dumnezeu le-a dat un pic de noroc și au intrat în afaceri și cumva își mai permit acest lux. Până la urmă, în zile de astăzi, e un lux să investești în sport. În al doilea rând, investesc părinții care vor să-și scoată copiii din fața calculatorului sau din alte jocuri, să spunem așa, care țin de casă și să-i scoată în aer liber și să le dea cumva sănătatea în alt mod. Și în al treilea rând, mă investesc instituțiile publice, fără de care în momentul ăsta cred că sunt cei mai importanți și cei mai aplicați. La administrațiile locale vă referiți aici? Nu numai. Deci vorbim de proiectele naționale pe ceea ce înseamnă baze sportive și de obicei sau chiar și pe fonduri europene, deci care totul înseamnă Bucureștiu, pentru că de acolo vin și aprobările, acolo se depun și proiectele, de acolo vin și finanțările, chiar dacă sunt banii Uniunii Europene, întotdeauna există și o componentă al statului român. Și după aceea vorbim de consilii locale, că ori prin ele sau cel mai de mai multe ori prin ele se fac, se implementează aceste programe. Sunt și investițiile de la bugetul local pentru întreținerea bazelor, plățile salariale ale antrenorilor, al distinsului domn profesor. Bănuiesc că și domnii profesori au și familie, nu pot să stea în permanență pe stadioane sau altfel spus, dacă pleacă de acasă, îi întreabă familia unde ai fost și a trebuit să trebuie să justifici cumva prezența zilnică pe anumit orar. Acum ei au inimă mare pentru că au trăit, au făcut sport de mici, au trăit prin sport și încearcă să ducă mai departe prin copiii pe care îi antrenează. Și mai fac și foarte multe, sau spune dublu orilor care ar trebui să facă, triplu orilor care ar trebui să facă, numai să se vadă că de acolo se naște un copil care poate performa sau un copil care se ducă în numele cumva mai departe. Pentru că în profesie, mândria profesionistului e atunci când vezi ori copilul tău, ori copilul altuia, că pleacă mai departe pe ceea ce ai putut ca să imprimi, ceea ce ai putut să-l înveți. Domnule profesor, înainte de toate, de ce nu mai sunteți și salariat al Federației Române de Fotbal? Până acum să știți că, știi Gabi, că n-am vorbit nimic. Da. Și am fost solicitat la diferite posturi de televiziune. V-ați păstrat pentru noi, nu? Diariști la nivel național. N-am spus nimic. E prima emisiune în care o să zic câteva lucruri. Deci nu vreau să mă leg de președintele federației și de ceilalți membri.
am nicio problemă cu președintele, eu pentru un băiat deștept. Problema este că s-a înconjurat de câteva lepre pe acolo, care au început să lovească oamenii cu competenții. Eu sunt de 15 ani în federație. Deci mai vechi ca mine la nivel de referent zonal era moldovan de la Iași. În 15 ani nu mai a zis nimeni, dă-te mai încolo. Toată lumea vă mulțumim frumos, foarte bine. Că am plecat de la 1 milion salariu în 2003. 2003, da. Deci de la 1 milion pe lună. Ăsta era salariu. Ne decontau într-adevăr niște deplasări și s-a ajuns acum la 1000 de lei. Dar 1000 de lei cu PFA, adică rămâi cu vreo 500. Deci nu pentru bani am făcut, ca să fie foarte clar. Deci am rămas acolo, că ei au spus că sunt competent. În timp, poate am dovedit și eu lucrul ăsta, nu? Prin performanțele care le-am avut. La nivel individual, formare de jucători, la nivel de echipă sau la nivel de coordonator al centrelor Dunărea și Oțelul, când am activat, și am activat destui ani pe acolo, unde am contribuit la formarea unor jucători la nivel de club. De vreo un an jumate, colegul nostru și mult distinsul profesor Păunescu Florin l-a cunoscut pe Gheorghiță Giolgău și de atunci mă ameniți. Îmi spune în continuare. Tot timpul mi-a zis, domnule, ce, nu mai ești, te schimb, gata, te schimbă ăla. De ce? Pentru că Gheorghiță Giolgău, care e șef de campanie al lui Burleanu, are nevoie de voturi la Galați. Unul din voturi este LPS-ul. Eu fiind la clubul Dunărea, eu nu votez. Acolo votează conducerea. Nu mă interesează opțiunea conducerii clubului meu și nici nu pot să o influențez. Pentru că acolo am doi conducători foarte experimentați, pe Ilie Hagioglu și pe Cătălin Tofan, care au fost și la Liga 1, au participat și în Liga Campion când era echipa. Conducători cu experiență. Ei știu mai bine ce au de făcut. Deci, pe mine să mă apreciez ce pot să fac ca antrenor zonal, ce jucători am dat la echipe naționale și așa mai departe. Ca să închei treaba, deci amenințări, insinuări, în iarnă s-a încheiat contract. Contract pe 5 luni. Eu nu știu la ce unitate, e aici Petrică și prietenul meu și îmi pare bine că e lângă mine, există contract pe 5 luni de zile. Contract pe 5 luni. Asta poate pentru începători, poate pentru debutanți, pentru la inițiere, la ceva, dar nu pentru mine care am 40 de ani de antrenorat. Păi tu pe mine mă testezi acum? Deci ori îmi spui că n-ai nevoie de mine, dom'le, nu poți să faci față. Înseamnă că tot ce am făcut eu ștergem cu buretele și punem balte. În iarnă expiră contractul, nu cred că bani, că tot timpul se apropiau alegerile, era clar ceva trebuia să întâmple. Și îmi trimite contractul. Contract 1500 de lei, mai mare. Când am văzut, m-am minunat. Zic, bă, pe mine? Cum dracu de bani aleți în continuare, că iau nevoie de voturi. Peste 3 săptămâni, primesc telefon de la domnul Giolgă și îmi spune foarte clar. Domnul profesor, îmi pare rău, activitatea noastră a luat sfârșit între federație și dumneavoastră. Noi ne-am întâlnit într-un grup restrâns și am hotărât că să încetăm raporturile și nu știu ce. Păi zic, dar ce mi-ați mai trimis contractul? Păi dacă ești bărbat, în iarnă frumos, dădeam palma și spuneam, domnul profesor, mulțumim frumos pentru ce ați făcut. Domnule, avem alte opțiuni acum. Păi e și campania asta, vă dați seama dureasă. Păi dar spune-mi de luăm, că eu n-am 15 ani. Da, contractul cred că a fost totuși corect, în sensul în care s-au majorat indemnizații deci la 1000, la 1500 de lei, da? Genul acesta de contract. Așa, nu, cred că e corect, numai că a greșit că vi l-a trimis. Pentru că ei trebuiau să-l trimit în altă parte. Și și-au dat seama că cel care era la datilografie, avându-vă pe dumneavoastră din totdeauna pe pagina întâi, vi l-a trimis dumneavoastră și au dat seama după aceea. Bun. Acum un an, îl trimite contract. 1500 de lei aveți salariu. Bun. Trimit la București. Net sau brut? E cu PFA, e banii care ți-i dau, ăștia toți banii. Nu, de acolo rămâi cu jumate. Ca PFA ești obligat să depui la instituția financiară o declarație. În baza acestei declarații sunt foarte clar fiecare știe deci care impozitul la stat, plătești asigurări sănătate, plătești contabil, plătești toate și toate deplasările care le fac eu le plătesc. Deci federația nu-mi dă un leu. Acum un an de zile primesc un contract de 1500. Probabil că mai venați cu bani de acasă.
Nu, dar ascultat cât de incompetenți... Ai voie să deducă niște lucruri acolo. Are voie să deducă. Am voie să deduc. Dar te duci una, după aia nu mai deduci. Nu mai ai ce să mai deduci. Așa. Și acum un an, deci îmi face contract de 1500. Bă, bucuros, 1500... Semnăm, trimit contractul prin fiul meu la București, la federație, îl duce, îl semnează, îl parafează, tot. Bă, e în regulă. Peste două săptămâni zice, auleu, zice, nu, s-a greșit, 1000 de lei aveți. Bun, dar între timp au trecut de la 20 de zonal la 43, adică fiecare județ are câte un zonal. Fii atent. Tot de vorbă cu unii din colegii mei mai vechi, spune, bă, cât ai contract? Și cu 1500. Ăla 1500, ăștia mai, deci cu experiență mare în federație. Deci sfatul bătrânilor. Ce am zis? A greșit, a făcut... Da, a doua oară. Deci asta era înainte, asta e acum. După aia, i-am zis lui Giolgău, la tărlungenea să vă nu Giolgău, dar eu n-am nimic că mi-ați dat 1000 de lei. Așa-ți considerat, ăștia sunt bani, nu e nicio problemă. Dar pe ăștia care i-ați adus în federații și n-au nici licențe, cum îi faceți referență în alt lume? Cum pot fi aia competenți să joace cu soarta copiilor, uite, lui Petrică, părinților, și al tău și al altul? Cum puteți să ne bate în joc dacă nu are competențe? Păi să vedeți, domn profesor, că nu știu ce. Bun, s-a încheiat discuția. De ce omul a fost pornit pe mine cu niște insinuări fantastice? Astă vară, după Târlungeni, eu am plecat în cantonament cu Dunărea la Hărman, doi pași. Așa, și am venit înapoi pentru Marcel Răducanu, peste două zile, să văd antrenamentul lui Marcel. Mamă, și m-a luat din prima asta, celebrul Giolgău ăsta, care nu știu pe cine a antrenat. Deci el, ca fotbalist, îi mulțumim frumos. Dar ca antrenor, să ne lase în pace. Nu știu ce a antrenat. Deci el nu se poate compara cu mine nici la degetul mic, la ce a antrenat și ce rezultate a avut. Și ce rezultate după aia. Bun. Și zice, domnul profesor, domnule, v-ați dus la Hărman acolo, și ați vorbit în numele federației, domnule, cum e posibil că să vă dea drumul pe teren dumneavoastră cu cine? Eu am făcut lucrul ăsta. Da. Ia stați așa un pic. Mă rog că aveam numărul. Cu o zi înainte avusesem o discuție cu comandantul poliției, care e și președintele clubului din Hărman. Și domnul comandant, vreau să intru și eu o poziție aici, pe terenul mare. Cât mă costă, domnule? Uite, domnule, atât te costă. Am venit cu banii după amiază. Am bătut palma și cu asta basta. Asta a fost toată discuția cu el. Stați un pic, domnul Giolgău. Pus mâna pe telefon și am dat telefonul. Ia vorbiți cu domnul comandant. L-a făcut ăla de râs la telefon. Cine e dumneavoastră, Giolgău? De ce vorbești dumneavoastră la adresa mea? L-a făcut ăla de râs. Și eu, pe-aia l-am luat eu. Că s-a ajuns până la președinte. Ce s-a ajuns la președinte? Uite, ți l-am pus pe ăsta în față. Dom'le, lasă că mai știm noi și altele, că dumneata ești în contradicție cu școala federală. Da? Dați așa că sunt și pe Apolzar. Nu mai sunați. Nu, stați că sunt și pe Apolzar. Pentru că eu cu Apolzar sunt prieten, am organizat nu știu câte întâlniri la Galați cu licența A. Am organizat 6 întâlniri cu licența C. Am fost lector la Federația Română de Fotbal și am sprijinit fără bani. Deci eu am venit, mi-a decontat un transport, poate. Deci am venit cu mare, cu inima deschisă pentru federație să fac ceva. Și sunt cu omul ăsta în relație formidabilă. De unde ați scos-o și pe asta? Sarchi așa și mai este o porțiune și terminăm tot. Mă sună din țară, Hainar, deci l-a schimbat pe Hainar, pe Mezaroș, pe Chimiuc. Deci oameni grei, foști fotbaliști și antrenori cu state vechi, acolo cunoscut prin orașele lor, oameni, că e problema și de imagine acum. Și Hainar a intrat la o poză de televiziune și le-a spus în față toate problemele. Ăștia au mirosit care e problema și când s-au dus cu campania acolo, Hainar a sărit la gâtul lor. Normal, nu? Uite, dumneavoastră, ce-mi face și... La care i-a spus, care i-a dat afară, atenție, ca și mine. Zice, domnul Hainar, de mâine sunteți director pe tot Ardealul. Și răspunde și de centrul de competenții de aici. Și mai aveți și ceva la salariu. Ei, atunci asta a tăcut din gură, i-a mai pus ceva la salariu. Deci așa se procedează. Aici la Galați, s-a stupat o gură cu fugit cu băgă. Hai că să-ți spun țin cont, eu spunea Mircea Sandu că Federația Română de Fotbal este o instituție de drept privat. Hai să spunem de ce s-a supărat pe Adi Oprea, că a acceptat. A acceptat e opțiunea lui, treaba fostul lui. Fotbalist Adrian Oprea da. Este în locul dumneavoastră numit, nu? Nu spun ce a făcut pentru omul ăsta în viață. Ce a făcut, să-i dea Dumnezeu sănătate și mie, ce am făcut eu pentru el. Problema e felul următor. Eu m-am întâlnit cu Oprea acum 2 luni de zile și am vorbit ceva cu el.
a venit un alt candidat și a spus, ce opțiune ai? Vrei cu Burleanu sau vrei cu Marcel Pușcaș? Nu e niciun secret. Sau vrei cu Marcel Pușcaș? Nu votez eu cu Burleanu, votez cu Marcel Pușcaș. Deci pentru faptul că mi-a promis și nu s-a ținut de cuvânt, deci s-a dus la cheile grădiște acolo, i-a chemat aia la un șpriț acolo și gata. Acolo s-au făcut că, bă, fete, că te pun pe tine, dar ne votez, da? Da, când au zis câine că mai ai și niște bani, bun, ei, pentru asta, domnul Adi Oprea, pentru mine este persoana non grată. Gata, cu mine s-a terminat. N-am nevoie nici bună, când trece, să trec pe partea aia. Pentru faptul că a promis un lucru și nu s-a ținut de cuvânt. Da, eu zic că e o măsură radicală, mai ales că vorbim de state vechi de prietenie și nu neapărat, că eu vă înțeleg perfect, inima izdrobită. Păi nu e, dar nu cred, cred că ar trebui ca să aveți o discuție tete-a-tete cu dumnealui și până să luați o decizie. Dar ce să discută, Petre? Măcar atât, cum zic, o privire din ochi tete-a-tete este suficientă. Nu, eu am luat și eu la viața mea foarte multe măsuri. Știe că e vinovat. Radicale le-am luat. Și vreau să spun că nu toate au fost bune. Eu aici... Pentru că n-am știut neapărat. Eu am luat o măsură pe ceea ce am văzut eu din anumit unghi. Dar poate nu-i ceea ce mi-am închipuit eu atunci. Păi aici lucrurile sunt clare. Știu, dar... Deci a promis un lucru, știu, nu știu, pe aia s-a și băgat la vânale. Trebuia să se bage treaba lui. Noi vorbeam până să intrăm în misiune. Da. Prietenia nu se măsoară în bani. Dar și dacă orice... Nu, nu. Deci, dacă a făcut-o pentru bani... Păi pentru, a făcut-o și pentru bani. M-ați înțeles? Asta vreau să spun. Și a trădat o prietenie, e o problemă. Asta e. Astea două. E o problemă. De asta am zis că... Asta discutam dincolo. Păi, de ce trădător? N-aveți unde știți, pără că nu vă priviți în voi cu... Poate e altceva, poate... Eu cunosc foarte bine ca om și știu care, eu știu, i-a impus ceva. De când a ajuns director ajunt acolo la liceul sportiv, a început și anasul la purtare. El e domnul director. Nu uite că știe bine de unde a plecat și să-și vadă de treaba lui. Domnul profesor, pentru mine e prea radicală. Nu e prea radicală. Adică nu v-ați așteptat la așa ceva? Nu m-am așteptat la trădător. Deci trădător. El a mai încercat să trădeze și pe alții în timp, că eu știu bine. Am avut multe discuții noi. Dar acum, pe mine m-a trădat. Și pentru asta nu e om. Gata, nu mai să discut cu el. Să-și vadă meseria lui, să fie sănătos acolo cu familia lui, cu mine a terminat. E păcat, e o viață de sportiv și într-o parte și în cealaltă. Eu da. Zic că mai... Dar fii atent, Petre, Dumnezeu trăiește. Participă și Ionuț Lupescu. Marcel Pușca și cu domnul Bula. Dacă este Ionuț Lupescu, păi în vară și pe Oprea și pe mama lui Oprea și pe toți ăștia, îi mătură ăștia pe toți, nu rămâne nimic acolo. Când vor avea loc și lucruri care e posibil. Când vor avea strategia și de planul. În aprilie. În aprilie? Da. Deci dacă a ieșit Ionuț Lupescu, atunci vreau să-l văd ce forță, cât de apreciat este Adi Oprea dacă mai rămâne pe acolo. E o distanță foarte mică, domnul profesor, și dacă ne gândim că Burleanu, fiind un președinte în funcție, deja are suficient de multă influență în momentul acesta. Pentru că este un președinte în funcție. Ceilalți care candidează sau sunt contracandidații din lui... Au avut prea puțin timp pentru campanie. Foarte puțin timp pentru campanie. De aceea ar trebui să fie rezervați, părerea mea. Eu am spus dacă. De exemplu, eu mi-aș dori acum să fie, să iasă ori Ionuț, ori Marcel. Bine aș cuțin, este la președinte. Da, ăștia doi o să lucrăm. Noi vorbim de strategii care semnă foarte strategii de alegeri, care semnă foarte mult cu strategii politice. Pentru că și foarte mult contează și politicul, știm foarte bine în latura asta, pentru că odată ce consiliile locale susțin cumva sportul... Păi asta e o problemă fantastică care este acum. Pentru că oamenii nu înțeleg un lucru, toți vorbesc, domnule, nu se implice politicul în sport, nu e posibil așa ceva? Păi cum să nu fie posibil dacă ei finanțează? Să luăm exemplu fotbalul. Dar nu se implică Consiliul Local la Galați finanțează toată mișcarea. Nu se implică politicul. Consilierii local, păi susțin, nu? Dacă n-ar dai avan, ce facem? Sunt obligați să aibă și această componentă a sportului. Da. Fără ea nu putem exista. Nici nu avem unde să ne în frunții, nici nu avem unde să înjurăm, trebuie să ne pe stadioane, nici nu avem unde alerga. Da. Deci trebuie neapărat să susțină cumva, acolo, cum se poate, în stânga, în dreapta.
nu toate ramurile din sport pot fi susținute la capacitatea la care ne-am dorit. Galațiul nu are puterea economică care o avea înainte. Și totuși Consiliul Local asigura niște sume de bani către diferitele cluburi care sunt și chiar și private. Și ăsta e un lucru interesant. Au dat drumul. Și alt lucru care, uite, acum nu, că eu nu fac politică. Dar vă zic un lucru. Pe baza sportivă de la Siderurgistul și de la Dunărea 2, care arată excelent, cu nocturnă dotate bestiare, terenurile sintetice, nu știu câte au în țară la ora asta posibilitatea să pregătească cum ne pregătim noi până la 9 seara, nu? Nu se percepe niciun ban. Pentru la niciun cu. La discuția asta, pentru că și copilul meu, băiatul meu, acolo se antrenează și datorită domnului profesor care face fotbal? Da, la început. Nu, e pare vreo 4-5 luni, 6 luni de când e la Gheorghiță început. Și Gheorghiță e antrenor bun. Da, și văd că îi place. Câți ani are? 8 ani. E mic, e mic. Mulțumesc. Dar progresează, e golgeter acolo. E important și stai că sfătuiesc... fost golgeter, dar el și sfătuiesc pe toți părinții ca să-și îndemni copiii la un sport, pentru că îi scoate cumva din casă, îi scoate din fața calculatorului. Corect. Și sportul, până la urmă, înseamnă sănătate. Așa e. Sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă o disciplină pe care o înveți încă de mic și care mai târziu îți va folosi, chiar dacă, să spunem, acum e prezentată o imagine destul de neclară, destul de... Vorbim de relația interumană a fotbalistului român. Orice structură. Pentru că se caută mult în viața extrasportivă. În sfârșit, nu sunt exemple dintre cele mai bune. S-au schimbat generațiile, lumea privește lucrurile altfel. Dar credeți că am putea să-i copiem pe maghiari? La ei există o lege a sportului prin care toate companiile multinaționale, toate companiile mari sunt obligate ca acel... adică li se oferă facilități pentru ca din impozitul pe profit o parte să se ducă către sport. Deci noi nu trebuie să copiem pe nimeni. Noi trebuie să vedem ce putem să facem să susținem. Indiferent de forma, de gândirea și de necesitatea pe care o are sportul. Dacă noi putem și statul ne ajută, legislativ vorbind, și putem ca să ajutăm să înființăm aceste cluburi private, în primul rând, pentru că acolo se cere performanță. În momentul când ai băgat banii tăi, chiar ești interesat, vezi ce iese de acolo. Neapărat trebuie revizuită legea, ceea ce înseamnă donații, sponsorizări, publicitate. Și când vorbesc publicitate, nu vorbesc publicitatea unui bun, pentru un bun, o vânzare, ci pentru sport. Dacă statul român îți dă posibilitatea să investești cu deducerea din impozitul pe profit, sunt societățile mari care, adică avem deschidere la societățile mari care pot investi în latura aceasta. Adică decât să plătească la stat, plătește pentru sport. Dar în ultimii ani profit au foarte multe societăți. Anul acesta, prin creșterea componentei, să spunem, componenta salarizării, a cheltuielii, mă tem că foarte puține societăți vor rămâne cu profit. Foarte multe vor avea, dar o brumă de profit. Nu mă vor mai avea profitul care l-aveam, care l-a obținut până acum. Și atunci va trebui să-și... Nu vă referiți aici, nu intră în această categorie și multinaționalele, nu? La multinaționale, de obicei, profitul cam pleacă afară. Noi nu avem o lege care să... Avem doar o directivă, o recomandare a Uniunii Europene și nu avem o lege prin care să forțăm să impozităm toate veniturile multinaționalelor a noi în țară. Directiva Uniunii Europene spune foarte clar profitul să fie impozitat în locul în care se produce. Se produce în România. Profitul produce în România. Îl produce în altă parte, chiar dacă ești firmă românească, dar ai produs în Bulgaria, plătești în Bulgaria. Multinaționale, prin acele contracte de management, își trag toate profiturile în anumite zone, nu neapărat în țările lor, dar pot fi și în țările lor. Pot fi și în alte țări în care impozitele sunt mult mai mici.
este legal. Legal. Dar depinde foarte mult de țara în care își implementează, unde au puncte lucruri sau unde au societățile care fac parte din grup. Mie mi-a plăcut foarte mult inițiativa domnului ministru și cu mândrie spun ministru al Galațiului, ministru de finanțe, domnul Ștefan Viorel, când a zis, când au fost întrebat de unde luăm banii, din impozitul pe care îi vom lua de la multinaționale. Vreau să trebuie să văd și pe chestia asta, să vedem că multinaționale vor fi impozitate. Și atunci lucrurile se schimbă. Deocamdată nu sunt. Deocamdată nu. Nici domnul Ștefan Viorel nu mai e ministru. Dar sperăm că ideile pe care le-a promovat atunci, le-a menținut, le-a susținut, sperăm să le preia ceilalți, că fac parte din aceeași partid. Pentru că câte o feliuță de la fiecare dusă către sport ar fi un câștig imens pentru sport. Da, odată ce obții niște profituri, automat îți și permiți să faci investiții. Și e mai mare dragul să mergi într-un stadion sau într-o sală de sport, să vezi copii, să vezi la orice generație de copii, orice tip de sport, să vezi că luptă acolo, se zbate, trăiești momentul respectiv, ia altceva, îți mai crești un picuț și adrenalina, altfel ești de acolo, mai relaxat, mai supărat, mai depinde de rezultat. Dar îți vezi copilul alergând, vezi copiii altora alergând. Trăiam cândva, trăiam prin sport, trăiam prin lucruri de genul ăsta. Făceai sport, duceai acasă, erai bucuros, făceai un grătar, beai un șprițulet, simțeai că trăiești. Dar acum totul e calculator. Îi vezi, pac, lupti, aia, bă, un stres din ăla, și nu mai mirăm. Ăla face cancer, ăla moare de inimă, ăla... Te-ai închis într-o cămăruță, ți-a pus un calculator și... Domnule profesor, aveți mai puțin, cu siguranță, copii la fotbal decât aveați înainte, asta e clar. Și motivele nu sunt numai din cauza atracției către calculator, ci din cauza, și din cauza scăderii populației, pentru că populația națională a scăzut, mulți au plecat în străinătate, alții au plecat la București sau în alte orașe, și populația Galațiului s-a împuținat. Corect. Asta nu înseamnă că este neapărat un lucru rău, pentru că se spune că... Ba nu, baza de masă trebuie să fie... Da, mare. Nu, un lucru rău pentru nivelul de trai, mă refer. Adică ar trebui ca mai puțin da. Deci să cauze... trăiască mai bine decât mai mulți, nu? Că e o judecată simplă. Cauzele sunt clare astea. Natalitatea și... Natalitatea a scăzut populația orașului. Natalitatea a scăzut în principal din cauza societății în care trăim. Și populația orașului. Pentru că din cauza stresului și a faptului că ambii părinți se gândesc de mai multe ori până să facă un copil, da. Pentru că știm ce pot să și altă cauză, politica de protecție. E faptul că foarte multe discipline sportive au început selecția de la 6 ani, inclusiv fotbal. Cauza? Noi în fotbal nu avem nevoie să facem de la 6 ani. Toate generația s-au ridicat de la 8, 9, 10 ani încolo și au ajuns fotbaliști grei. Nu asta e cauza. Cauza este că ne fură alte sporturi. Adică sunt și mai puțini, nu? Deci copii mai puțini și atunci vine arte marțiale. Începe la 6 ani, care se practică în sală. Atenție! 2. Basket. Bravo Lunini, ce a reușit să facă un centru puternic la Galați. Dar încep de la 6 ani, bată o minge în sală și o bunică care coase frumos acolo, face un plovă, stă la căldurică. Nu stă handball. Aici la minus 15 grade în frig să facă antrenamente sau... Handball. Handball. În notul. Și mai sunt. Nu-mi vine acum chiar adică tot. Dar am spus 4 discipline care... Sporturile în aer liber au pierdut teren în fața celor de sală. Acum, fii atent, mergem mai departe. Apare o altă problemă gravă. Deci pe lângă astea care le-am spus acum, la toate cluburile se percepe taxă la grupele mici. Normal. Și Ajax Amsterdam și Manchester United face lucrul ăsta. Problema este alta gravă. Că selecția se face pe criteriul taxei, nu pe criterii sportive. Corect. Și atunci ne trezim la un moment dat că nu mai putem face față unui lucru pe care orice antrenor trebuie să știe să iasă de acolo, din încurcătura asta. Relația
cu părinții, relația cu conducătorii, relația cu jucătorii. Toți vor să joace titulari, și toți au pretenții. Cu agenții economici care să sponsorizeze deplasările. Ce să sponsorizeze? Deplasările. Ăla nu, îți dă o dată, îți dă de două ori și nu mai dă dacă nu faci performanță. Pentru că degeaba, chiar dacă dai lunar o taxă, la un moment dat trebuie să mergi în țară, să joci în stânga, dreapta, să dezvolți, să vezi unde greșești, să vezi la ceilalți ce-i bun, să furi. Și atunci trebuie să deplasezi, deplasările costă. Costă. Și o altă greșeală, deci părinții nu toți au jucat fotbal sau au făcut sport. Ar trebui să facă ședințe lunare cu ei, în care să li se spună ce se întâmplă în luna respectivă și care sunt obiectivele pe care le urmărește clubul respectiv. Deci la copii nu există decât obiective individuale. Creșterea performanței individuale, indicii de motricitate, indicii tehnico-tactici, numai creștere individuală. Ei, aici este cu totul pe dos. Uite, și Petrica are copilul acolo și poate spune ce se întâmplă la ora actuală. Nu, cu toate că Gheorghiți un antrenor foarte bun. Dar este o tendință greșită acum care pleacă în țară. Competiție, domnule. Uite așa țin de cupe, de cutare. Competiții. Mai mult de 50-50 nu există nicăieri în lumea asta. Cum poți să vorbești limba chineză dacă nu știi nicio literă? Așa e și la fotbal. Trebuie să cunoști mișcările fără minge, mișcările cu minge. Nu? Corect. Și după ce înveți atragerea mingii, întoarcere, conducere, fente, după aia înveți 1 contra 1, dribbling 1 la 1, 2 la 2, după aia aducem și porțile. Ei, și ne dezvoltăm, atunci începem să jucăm. Este corect și chiar mă bucur că asta am observat-o și am spus-o și eu, chiar e o greșeală. Se exagerează cu competiția. Da, dar asta e imaginea. Imaginea comercială, asta înseamnă, dar sunt competiții, chiar dacă nu fac nimic, chiar dacă iau bătaie 15-0, dar îi duc acolo și părintele e bucuros, a juca cu el azi. Atât timp cât îl duci la ceea ce am zis, și soția mea care n-a jucat fotbal în viața ei și mai merge, sau cel mai multe ori duce ea, și spune, păi că nu e regulă acolo, ci nu prea se găsesc în pasii și ăsta, ducă, n-au cum dacă ei n-au făcut așa ceva, ei trebuie să învețe altceva prima dată. E specific vârstelor, alt lucru. Bun. Și acum voiam să mai zic un lucru. Câți jucători joacă la diferite... Pentru că tu ai spus, zice, nu leagă două pase. Păi noi cum putem să jucăm 4 la 4 dacă ăsta nu poate să dea o pasă de aici până aici? Dacă nu e specific vârstelui, prima dată lovirea mingii cu latul, nu e asta. Nu se învață asta prima dată, se învață altele. Și atunci toți copiii au tendința să dribleze, iar ei la... vor să ia mingea. Și de-aia se întâmplă aglomerațiile în jurul mingii. Și afară... Adică seamănă puțin cu grămezile spontane de la rugby. Da. Iar afară, rezultatele la copii se joacă fără scor. Nu se publică niciun rezultat, nimic. Ca abia atunci nu-i stresezi. Ei joacă relaxați, se duc cu plăcere și părinții. Așa, dar ce ai făcut acolo? E ce? 8 la 8. Bă, bravo, rezultat bun. 8 în prima, 8 în a doua. Știi? Și... ai luat 16, când vii cu 16, nu prea îți place, știi? Acum sunt mai multe cauze. Când au început aia pregătirea, ce selecții au făcut, da, și așa mai departe. Nu, și? Mai e și amestec cu copii mai mici, copii mai mari, la antrenament. După care îi desparți și competiție înseamnă fiecare pe anul lui. Păi dacă tu ai jucat cu ăla mic, cu ăla mare, și acum ai pus aia mari și aia mici, nici ei nu-ți cunosc, nici el altul-ți cunosc. Păi eu ce vă spun? Nu, relațiile de joc sunt importante la vârsta asta. Nu sunt astea. Și câți copii sunt, de exemplu, la o grupă acum? Nu, pentru Gheorghiță am un respect formidabil. Cam câți copii? Tu ai văzut acolo? E un profesor bun. Deci acum să lucrează... Dar multe antrenamente îl face cu ajutorul. Dacă au 20 de copii, sau 24, trebuie să ai câți mai mulți când îți mici. Dacă ai 24 de copii, lucrezi cu 24. Ei, uite că afară nu se întâmplă lucrul ăsta. Asta e o altă cauză, o greșeală. Ar trebui de la 9, dacă ai de la 9 la 11 poziție, de la 9 la 10 lucrezi cu 12 și de la 10 la... Pentru că să pot supraveghea colectivul, să pot să-l corectez la timp, să am densitate și atunci... Da, se lucrează foarte mult în Occident pe individualizare. Dar nu e vorba de individualizare, e vorba de grupuri mai mici ca să poată fi supravegheați și să lucreze cât mai mult. Copilul face o oră pe drum dus, o oră întors. Nu cei care îi aduc părinții cu mașina. Deși dacă vii odată la stadionul Dunărea,
Zici că joacă Barcelona cu Real Madrid. Îți mașini până la poartă. Nu știu că ai scos ăștia afară. De nărocine, știi ce? Acum n-ai unde să întorci mașina. Bă, cine joacă aici, mă, frate? Bun, are grupa 2009 și 2010. Sunt părinți care au cât de cât niște venituri sigure și care sunt conștienți că copiii lor trebuie să facă sport. Și încearcă să facă tot posibil, să-i aducă cât mai repede, numai că ei, având un timp limitat, îți contracronometru. Și contracronometru nu poți să-l duci pe jos, să-l duci cu mașina. Parchezi mașina, duci la stadion. Stai o oră acolo și privești sau pleci și mai rezolvă treaba, te întorci, aleși. Și iar problema sportului la noi, că ați vorbit și de alte discipline și cum s-ar putea rezolva din punct de vedere al organizării. Până pe la 8 ani ar trebui făcut o pregătire multilaterală, iar din copiii care îi adun cu taxă, cu taxă, hai zicem varianta cu taxă, hai să dăm și ăștia dreptate. Adunăm toți copiii, lucrăm 2 ani de zile cu ei, tot ce înseamnă dezvoltarea motricității, pentru calitățile motrice. Bun. După 2 ani de zile vin și trag lungă. Ia să vedem. Gabi Chif, foarte bun la basket. Am văzut că are de mânare bună, cu mâna foarte bună. Îl punem la basket. Deci el și joacă bine. Petrică, joacă fotbal. Bun la fotbal. Îl luăm la fotbal. Ionescu, îl luăm. Bă, ăsta e pentru lupte. O fi taxul senator, dar e pentru lupte. Gata, dă la lupte. Îl lua ial de la fotbal de aici. Deși era un sponsor puternic. Nu așa zic unii. Dom'le, deci omul potrivit la locul potrivit. Nu mai amestecăm cușul cu Londra, că nu facem nimic. Hai să lăsăm copiii unde sunt buni și pot da randament. Noi îi ținem acolo ca să luăm taxa. Vă spun eu că dacă nu e așa, să vină aici. Și copilul ăla, nu se poate integra niciodată. Asta e problema. Și copilul ăla niciodată n-are nicio legătură cu sportul respectiv și totdeauna va încurca și vor fi reproșuri din partea colegilor, în primul rând, că tu ești slab, că tu încurci, că tu ăsta, fii cât de mici, tot își reproșează. Dacă se ia un gol sau nu știu ce, din cauza ta, tu n-ai dat, tu n-ai făcut, tu n-ai... Și mai sunt și altele. Dacă... inevitabil, ceilalți aleargă. Dacă încearcă unul să te felicite așa, concret, și copilul e cel mai slab, nu? Unii sunt mai slabi de înger și acceptă. Și trebuie să joace copilul. Și atunci se ceartă cu Petrică, care are copilul bun. Ăla-i sărac, săracul. Unii spun mai băgat. Deci nu știi în ce situație poți să ajungi. Trebuie să fii foarte atent ca antrenor. De-aia am și spus, relația cu părinții, relația cu conducătorii și cu factorul economic. Da, eu din punctul meu de vedere, întotdeauna o felicitare în plus înseamnă o muncă în plus din partea, nu munca de acolo, ci muncă suplimentară ca să poți să aduci copilul ăla la nivelul celor de acolo. Așa gândesc eu. Și răbdare și timp. Scoți copilul puțin de acolo, spui, acum te antrenezi o oră cu ăștia, dar până te mai antrenezi o oră separat cu mine, pentru că eu așa am gândit eu că trebuie să aduc la nivelul ăla, pentru că așa am fost eu. Da, sunt copii care sunt foarte buni și ar trebui să facă mai mult și sunt copii care sunt foarte buni, dar au început mai târziu. Da, atunci trebuie slab să prindă pasul cu grupul. Da, da, și cei mai slabi, dar care sunt cât de cât talentați, da, sau care nu sunt talentați, încearcă și cu ei să-i aduci la un nivel, dar când nu se poate, îi spui, nene, adul, ca să antrenezi cu noi. Hai să vezi că 2 ani, că pot apărea alte lucruri mai grave. De exemplu, un copil are, hai zicem că face 14 ani, nu? Toată grupa e de 14 ani. O să-l vedem pe unul că e musculatura ca noi. Da. Ca 14 ani. Deja. Și cu maturitate în gândire extraordinară. Da, și o să vedem pe alții că sunt mai micuți decât media la 14 ani. Și atunci ne întrebăm, stop, ce facem? Ei, acolo e arta antrenorului. Ce face antrenorul acolo? Eu știu ce trebuie să facă. Pentru că ăsta, dacă a depășit etapa asta, că se încheie activitatea pe scoarță, ăștia de 14 ani care dezvoltați cu vârsta biologică sunt de 16 sau 17 ani și nu lucrăm 16-17 ani cu el la 14 ani, s-a terminat. Așa ne-am păcălit la echipele naționale ani de zile, dar n-am putut să facem nimic. Corect. Nu din cauza celor de la loturi, din cauza celor care au făcut pregătire aici. Cei care sunt cu vârstă sub, atunci ăla e mai ușor că bagă pregătire în ei și ajung imediat. Deci vârsta, să lucrăm cu vârsta biologică, nu cu vârsta cronologică. Bună observație. Foarte bună observație și observația unui om de specialitate. Da, dacă le-am trăit. Vorbim de experiență aici, o viață de... Dacă le-am trăit acolo, o să vă convingeți de ele, dacă nu. Eu cu Petrică ne-am mai întâlnit și cu Gabi, tot timpul, ne-am întâlnit tot timpul și am mai... Că doar nu vorbim de altceva, că ne întâlnim tot despre mișcare. Ne știm de prea mult timp, să nu știm cum gândiți. Și întotdeauna
numai pe partea de plus. A gândit, a dat sfaturi, a susținut. Păi uite-vă, de-aia mi-a părut. Și chiar a certat acolo unde nu s-au ținut de cuvânt la ceea ce... De asta îl înțeleg foarte bine. Când câteodată e supărat, pe o promisiune sau pe lucruri care nu merg. Dacă am pus sufletul în fotbalul ăsta, dacă sunt antrenor de 40 de ani, da. Deci am pus sufletul, am făcut ceva, să vede ceva. Și vii tu frumos și mă dai pe ușa din spate afară, ca imagine nu-mi convine, nu material. Materialul doar un vedere. Sunteți un nume nu la nivel, neapărat la nivel local, dar sunteți un nume la nivel național. Mai mult de atât, nu uităm, sunteți profesor universitar în Moldova, în Republica Moldova. Predau și acolo, da. Predați acolo, aveți ori. Acolo națională. Sunteți din iarăși un nume. Adică noi vorbim de, nu e experiența care ați acumulat-o la Galați. Noi vorbim de... Și domnul profesor, nu, cum spunea, nu se referă la partea materială a acestei decizii, ci la cea morală. Pentru că s-a simțit nedreptățit și mai ales că domnul Gabi, locul i-a fost luat de o persoană pe care o considera prieten. 1000 de lei nu-l scoate nici din sărăcii, nici nu-l îmbogățește. Dar nu e 1000. Deci 1000, da. Păi nu, cu PFA nu e 1000. Dumnealui poate găsi aici, nu de 1000 să-și completeze bugetul dacă are nevoie, de 1000, de mai multe mii la valoarea pe care are. Dar e vorba de orgoliu în sine, pentru că a muncit atâția ani pentru sportul național, vorbim. Și uite, ca recompensă, știi cum e, te vinde pe nimic. Înaintea lui Giorgău a fost șeful scoutingului, Aurel Țicleanu. Băi, oameni, un om excepțional, pe cuvântul meu. Deci, ce să zice omul ăsta care a știut să ne adune lângă el, care vorbea cum trebuie cu noi, că noi toți eram antrenori ca și el, lucrasem foarte mult, majoritatea. Dar Țicleanu asculta pe toată lumea. Asculta și chiar ajuta acolo unde erau idei bune. Întotdeauna asta așa. De asta a fost iubit. E o diferență acum extraordinară. Cum se comportă cu noi, în primul, cum s-a comportat cu mai mulți, nu numai cu mine, Giorgio. Da. Deci nu e frumos, el nu are voie să comporte așa. El mai are de învățat de la noi, după părerea mea. El mai are de învățat de la noi, pentru că el ca antrenor nu a profesat mult. Și nu are voie să ne vorbească nu așa și să fie fals cu noi. Ce rost avea să fie fals? Tot timpul mi-a zis foarte bine, domn profesor, foarte bine, foarte bine, foarte bine, foarte bine, până în vară. În vară când s-au apropiat alegerile, au început să inventeze diferite lucruri care m-au deranjat. Și au venit cu probe. Și oricând îi vin cu probe. Nu-i frumos din partea lui cum a aprociat, adică a pierdut un om în fotbal care a făcut-o cu sufletul. Și zic eu că mi s-a cerut părerea întotdeauna. Și de comisia tehnică și de... Dacă trecea lucrul ăsta prin comisia tehnică și spunea să încetează raporturile contractuale, eram de acord. Pentru comisia tehnică știu cine e acolo. Acolo nu poate Țicleanu, nu poate Țiți Dumitriu, nu poate Moraru, Țețe Moraru și așa. Nu poate, mă știu. De ce? Nu poate dea un om așa, hai, scăpăm. După ce că n-avem, vai de mama noastră, suntem în fotbalul ăsta, după ce că n-avem specialiști foarte mulți, care, de la care să ai ce învăța, ei mai și îndepărtăm acum. Luând pe anumite latură, trebuie să-i înțelegem pentru că sunt disperați ca să ia cât mai multe voturi. Și atunci comisiunile... Poate totuși contractul care vi l-a făcut pe o perioadă determinată de 5 luni, e un contract pe o perioadă determinată. Nu, l-a anulat. L-a făcut și l-a anulat. Păi aici e toată povestea. Da, deci în orice contract, în primele 3 luni, poate fi anulat de angajator oricând. După 3 luni, până la perioada determinată pe care s-a făcut, deja sunt alte discuții. Puteți ceri instanța anumite despăgubiri, dacă se încheie mai devreme. De asta erați în perioada celor 3 luni și putea angajatorul oricând să oprească contractul. Nu asta este problema, dar dacă după alegeri, indiferent cine va ieși, este Dumnezeu să iasă cel mai bun. Nu știu cine e cel mai bun. Ca să pot să-mi dau cu părerea. Dar dacă vor fi tot ăștia, adică tot Burleanu, și veți fi sunat și vă face contractul și spune, domn profesor, am trecut de o perioadă și acum ne trebuie specialiști, atunci și eu îi voi aprecia și voi spune, domne, nu. Poate doar le-a trebuit. Atunci știi cum îi apreciez? Știi cum i-aș aprecia? Și spun, nu, acum negociem contractul. Și nu mai facem pe 5 luni, că eu nu sunt... De obicei se face anual un contract cu PFA
se face anual. Îl face anual. Cu clauze de prelungire dacă niciuna dintre părți nu modifică ceva în contract, sau pur și simplu cu alt contract anul următor, pur și simplu stipulează, adică fără clauză de prelungire. Dar nu cu sumele astea. Deci în momentul în care tu te dispensezi de mine și acum vii înapoi la mine, exact ce am pățit la, când eram la FC Megalați. Eram cu echipa pe locul 1-2 la bătaie, la promovare și m-am schimbat în iarnă. Și au scăpat cu banii de la benzinării de aici, la cum chema. Mă rog. Da. Și probabil că oamenii care finanțau echipa și atunci era ajutată de anumite oameni, au întrebat, dom'le, dar cine era înainte? Păi era profesor înainte. Păi de ce l-ați dat afară? Păi am vrut o noire. Bă, dacă ați vrut o noire, ia duceți-vă mă după el acum și aduceți-l înapoi, că mergea bine cu el. Și m-a adus înapoi. Ce v-am spus? Și mi-a terminat și eu casa. Adică când te cheamă el și vine, atunci nu eram bun. Când erai pe locul 1-2. În momentul când m-ai chemat înapoi, cât am cerut, mi-a dat. Nu, în privirea, în prima... La contract. Asta în, e viața. În prima, deci la ceea ce au privit la momentul respectiv, a zis, domnule, nu-i bun pentru noi, e rău. Dar când au schimbat antrenorul, și-a dat seama că e mai rău decât ce-au privit ei mai încolo și a zis, domnule, era mai bine. Cât de rău să fie, mă, locul 1-2. Deci când am putut cu Rocaru. La promovare. Exact de asta vă spun, pentru că e careva, e cineva, undeva din stânga, din dreapta, care va scoate o vorbă ne la locul ei și schimbă imaginea. Da. Celui care are puterea să de decizii, schimbă de imaginea, spune, ce-i spus, mă, ai, mai bun ăla decât ăsta e rău, dar nu scoate, și când vine unul și mai e rău, spune, bă, bă, ce mi ați făcut, plecați până apoi, imediat. Deci lucrurile se schimbă. De asta am spus, poate este pentru această perioadă în care își caută voturile și trebuie să înțelegem că trebuie să-și ia voturile și după alegeri vor bate la ușa dumneavoastră și vă spun, domnul profesor, atunci am greșit. Haideți să refacem un picuț. Contractul. Hai este tot posibil contract. Ziua de astăzi. Este tot posibil. Da, de asta nu trebuie ca să ne grăbim, să luăm o decizie din asta dură, de moment, de tensiuni. Eu ți-am să supărat pe un om care m-a jignit. E vorba de o prietenie. Care... E vorba de o prietenie veche și eu o știu, care probabil dacă Adi Oprea n-ar fi acceptat și ar fi spus, domnule, nu pot pentru că nu se cade, cu 1000 de lei nu te face, domnule, să fii mai bărbat decât bravo sau mai important decât toată lumea. Și nici nu rămâi cu ea. Și de asta e 20% acum mai dai. Da, eu zic să nu cred, domnul profesor, eu cred și simt că ceva după alegeri se vor schimba. Păi, ceva se va schimba, dar de cine este întâi? Nu știu. Dar Dumnezeu să este cel mai bun. Nu știu. Pentru noi asta cel mai bun înseamnă... Auzi, știi cum ai făcut acum tot? El a făcut arabinul acum. Și tu ai dreptate. Și când am împrumutat în 30 de bani și nu mai dădea de capă. Și a spus rabinul ăla care a dat bani, bă, tu ai dreptate. Hai, chiar este un tip de emisiune extrem de interesant. N-am mai făcut în ultima perioadă de timp emisiuni cu doi invitați, pentru că domnul Petrică Munteanu a preluat din mers și rolul de comoderator, așa cu toate că la emisiunile sportive, la partea sportivă a matinalului de seară, mai precis la rubrica penalti, domnul profesor Aurelian Drăgania comoderator, dar iată cum a preluat domnul Munteanu. E bine că a venit în emisiune, a explicat și pe partea economică, nu la ceea ce făcea referire Gigi Becali în acel celebru interviu telefonic, acea convorbire, dar ne-a explicat ce înseamnă sportul și pe partea economică și cum ar putea fi el ajutat. De fapt, există multe modalități prin care sportul ar putea fi ajutat. Sportul, mă refer aici la toate disciplinele, pentru că toate sunt importante. Este drept că unele sunt mai populare, sunt mai, să spunem, vizibile, și către acelea se îndreaptă și copiii sau sunt îndreptați de către părinți. Însă cel mai mare, să spunem, nerealizare sau cea mai mare hibă am putea o clasifica pe aceea că unii părinți încearcă să îi îndrepte pe copii către sporturi la care nu au talent. Cei sunt vinovați și antrenorii care acceptă astfel de copii la disciplinele pe care le pregătesc, așa, din anumite motive, nu o să le enumerăm acum, am spus și mai devreme. Este important să-i îndrepti către un sport, dar și important să vezi dacă copilul are inclinație spre sportul respectiv. Și atunci trebuie să-i cauți undeva o latură, un sport
o disciplină sportivă care să-i placă și lui. Eu l-am dus prima dată la handbal pe al meu. Dar ca să-l duc la handbal, totdeauna i-am spus că lui a plăcut fotbalul întotdeauna. Și mereu îi spuneam, ca să ajungi la fotbal, trebuie să mergi la handbal. Dar acolo la handbal era un prieten de-a meu, antrenor. Și am de numai ce să-l disciplinăm, să alerge și... Și am zis, ca să poți să mergi la fotbal, trebuie să mergi la handbal. Și mereu mă întreba, adică îl duceam la handbal. Dar de câte ori trebuie să mai mergem la handbal ca să începem fotbalul? Știa că aceasta e o etapă și trebuie să ajungă la următoarea. Pentru că vedeți că timpul zboară repede când vorbim despre lucruri interesante. Chiar discuția noastră s-a apropiat cu pași extrem de repezi de final. Mai avem un minut și ceva. Și eu, un minut de fapt, și scurt să răspundeți ce pronostic dați dintre cei trei candidați la Federația Română de Fotbal, la președinția Federației Române de Fotbal, Ionuț Lupescu, Răzvan Burleanu și Marcel Pușcaș, cine credeți că va câștiga? Deci eu nu am foarte multe informații din latura asta, dar din punctul meu de vedere consider că președintele în funcțiune are mai multe pârghii de a-și face campanii. Răzvan Burleanu. Dacă într-adevăr președinții de cluburi sportive, asociații, cei care au drept de vot sunt oameni apropiați sportului, vor vota cu cel care consideră că va aduce un plus în sport. Domnule profesor, ce pronostic? Da. Mi-a plăcut cum a zis Petrica. Nu mă așteptam așa competent să fie. Da, și diplomat în același timp. Într-adevăr, cine va ieși, va trebui să aducă ceva nou. Nu se poate. Deci nu mai putem merge așa. Nu avem echipele naționale în număr. Fotbalul de bază e la podea. Nu putem face. Zău, trebuie să facem baze sportive, trebuie un proiect la totul legat de legislații. Cine va veni va trebui, exact ce s-a discutat și mai înainte, trebuie umbla la lege. Fără lege nu putem să construim ceva solid. Că dacă iar muncim așa, venim copiii la stadion, băieți vin în sală, nu o să facem performanță așa. Trebuie să ne organizăm mai bine și legea să-i ajute pe oameni să ajute sportul. Eu vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența în emisiune. Au fost alături de mine în această primă parte a emisiunii domnul Petrică Munteanu, economist, și domnul profesor Aurelian Dragan, care nu mai are nevoie de multe prezentări. În continuare, promo publicitate, după care revenim cu cea de-a doua parte a emisiunii. Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim.